Cred foarte multe, dar cea mai tare componentă a faptului că s-au rupt este prostia. Doi politicieni lipsiți de maturitate, care au făcut din umorile lor personale o chestiune de viață și de moarte. Ce i-ar fi fost lui Victor Ponta să fie de acord ca Iohannis să fie trecut prin Parlament și ca viceprim-ministru pentru probleme economice? Ce ar fi fost? Mai ales că, aduceți-vă aminte, PNL-ul a fost extrem de docil, a spune, când le-au cedat Ministerul Justiției, care era al PNL-ului. După ce a plecat doamna Pivniceru, l-a înșfăcat PSD-ul fără să respire. Și PNL-ul le-a făcut această concesie, pentru că vreau să fie implicați în desemnarea procurorilor. Aduceți-vă aminte că le-au decapitat pur și simplu ministerele. Șova și-a luat autostrăzile și a rămas Ministerul Transporturilor cu drumurile naționale, deși unitățile de management sunt la Ministerul Transporturilor. Deci i-au batjocorit cum au vrut. Putea să-i facă această concesie lui Antonescu și să-l desemneze pe Iohannis și viceprim-ministru. Spunea că nu vrea să mai treacă prin Parlament. Iar acum vine în Parlament pentru o modificare extrem de puternică și a structurii de susținere a guvernului și a compoziției guvernului. Da, bun. Deci a fost o minciună în stilul lui mincinos, a mințit până la capăt.